Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună o musaca dietetică din dovlecei cu carne de pui și cașcaval. O rețetă fără prăjeli, recomandată în diferite afecțiuni sau pentru persoanele care vor să țină o dietă sănătoasă. Ce ne trebuie pentru această rețetă? Am 3 dovlecei, 1 kg de dovlecei, 500 de grame de carne tocată de pasăre. Mai avem nevoie de 200 de grame de cașcaval, poate fi brânză, o telemea fără sare sau parmezan, ce aveți. Piper proaspăt măcinat, după gust, 2 ouă, o legătură de ceapă verde sau o ceapă uscată, 200 de grame de smântână sau iaurt, pot fi smântână sau iaurt degresate, și sare. Ce facem? Tăiem felii dovlecei. Felii cât mai subțiri. Presărăm dovlecei cu sare cât luăm cu 3 degete. Și amestecăm bine. Apoi dăm de o parte. Pregătim umplutura din carne. Punem aici ceapa verde, sare, cât luăm cu 3 degete. 1, 2, 3. Dacă țineți o dietă fără sare, nu puneți sare. Adaug și piper proaspăt măcinat. Dacă dieta pe care o țineți nu permite piper, nu folosiți. Mai puteți adăuga ardei iute, uscat sau proaspăt. Amestecăm totul. Un mic secret la tocături. Adăugăm puțină apă rece, cam 50 ml. Și amestecăm bine. Mai punem puțină apă. Compoziția trebuie să fie bine legată, dar moale să o putem închide. Luăm o tavă termorezistentă, cam de 25x25 sau 20x20, dacă vrem să fie mai înaltă. Eu această tavă am uns-o cu unt și am tapetat-o cu pesmet. Dar, ca să fie dietetică, pur și simplu puneți hârtie de copt. Pregătim și sosul. Peste smântână sau iaurt, punem ouăle, un praf de sare, piper, proaspăt măcinat. Numai dacă puteți mânca picant. Și amestecăm totul. Așezăm în tavă dovlecei, puțin ridicați într-o parte, ca să nu curgă umplutura. Punem jumătate din carne. Cașcaval. O treime din cașcaval. Oprim deasupra câteva felii frumoase de dovleceu. Punem invers bucățile de dovleceu rămase.
punem restul de carne. Cașcaval. Și restul de felii de dovleci. Turnăm deasupra sosul din smântână cu ou, cât mai uniform. Mișcăm puțin vasul pentru ca sosul să se așeze uniform și punem deasupra restul de cașcaval ras. Mergem acum la cuptor, la o temperatură de 170-180 de grade, timp de 40-50 de minute, până când totul este frumos rumenit și atunci când înfingem o furculiță să simțim că dovlecelul este bine pătruns. Așa arată musaca noastră din dovlecei, făcută cu carne de pasăre mai dietetică. Este fierbinte, abia am scos-o din cuptor. Ca să se taie frumos, trebuie lăsată să se răcească, dar dacă nu e fierbinte, ce rost are? Așa că o să o tai acum. Aceasta este musacaua noastră, din dovlecei, cu carne tocată de pasăre. O să vă arăt cum este și în secțiune. Deasupra este rumenită, ușor crocantă. În interior, dovlecelul este foarte fraged și moale, iar carnea este bine făcută. Nu vă puteți imagina cât de bine miroase. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. Vedeți că vă las de desubt mai multe rețete delicioase făcute cu dovlecei. Sunt Gina Bradea, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vă mai aștept să mai gătim împreună și alte mâncăruri gustoase. Dacă este dietetic, nu înseamnă că nu poate fi gustos. La revedere!